Este meciul dintre Peter Devlin și Tepcheyo Onuoh. O lovitură combinată din 3 pile, chiar în startul primei șanse a meciului. Însă este presiune pe această viră albastră, iată, n-a fost ușoară. Realba era lângă manta. Lovitură fără coordonate, total ratată. Tipceu nu reușește și el primul punct, dar nu face mai mult. S-au scurs deja 10 minute din acest joc. Bătălia de siguranță este una lungă. Iată-l pe Tipceu câștigând o șansă mare pentru a câștiga acest prim joc. 22 la 1. Fake de retur pentru bilaroșii de lângă Bilaros. Foarte, foarte multe partide în care Tepcea reușește să facă diferența. Din punct de vedere psihic, până la urmă, snookerul este un sport exclusiv psihic, deoarece fizic nu contează. Bine jucat. Poate juca pila roșie de lângă pila roz aici. Am să vă arăt fiecare lovitură pentru a înțelege perfect jocul și când s-a arătat exact. 54 de puncte diferență cu 67. Ba nu, 75 de puncte maxim disponibile. Lovitura peste față. Foarte aproape Devlin de a reuși lovitura de distanță combinată, totodată ce aia preia avantajul din nou în frame. Se descurcă excelent. Nu? Fac bani aici. Tu ești acum live? Da. Bagă-mă și pe mine, că o să faci vizualizări mai multe. Fac rezumat. Păi, te aud? Da. Eu vorbesc așa de chestii, da. Să vadă YouTube că fac fair use, știi? Să uită
asiatici la mine, nu s-a uitat român sau... Ah, păi? Aia s-a uitat foarte mult pe YouTube, pe europeni nu s-a uitat așa, ca asiatici. Bă, dă-i dracului. Păi, ați mai stat la locul. Da? Nu. Cu dragul, că ia-ți mai sărați, mă, ca noi. Vin, fac mie bani. Nu ca alții. Așa. Mediu. Știi? Ce vrea cu mediu, că dacă ai făcut... Păi și bine, e bine, Cristi s-a maculat, că... Pe lângă salariul meu e bine, da. Aș vrea mai mult, aș vrea 1000 de euro, dar e greu și mie tot, 1000 de euro. Ce faci? Faci zi noapte, numai A, trebuie YouTube, să știi? stai, să stai mult. Da. Da, păi îmi doare capul și ochii și... Aici îmi place, că mai fac treaba mii de poze, mai vin aici o oră, mai... Știi? Muncă combinată. Dacă... Să fac asta. ZPNS, dracului. Îmi doare capul. Dar tu joci acum? Îmi dau... Asta e un match. Da. Întreg, se tot dau skip la rături. Știi? De ce? Să tai timpii morți. Ăștia între lovituri stau mult. Să tai pauzele alea dintre Da. ei. Da. M-au băgat-o primul punct. Da. Nu mai era la ce juca acum. Safety. Un punct. Hai că îl bag aici. Aproape a băgat. Asta eu făcut snooker, vezi? Să ating o roșie. Face foul. Vine la masa ala. Bă, minunat. Oasă. Știi, tenis de masă la joc. Uai, mai. Toată lumea joacă numai de el. Ia blândița, cine e asta? Ui, ia zi unde găsesc fete faine Sibiu. Ha? Zi unde găsesc fete faine Sibiu. Public de o stare. Vreau să mări și eu. Bun Nu sor. pula mea, dacă nu... Nu ești asta, că... Tu ești singur? Nu vrei mai mult. Am să pară că nu se vede singur. Îți cauți de mult și nu reușești. Păi hai că nu caut, că eu vreau să vină. Da? Da. Nu prea. Eu am încercat, dar... Să-mi bag pula că pierzi timpul cu o zdreanță din asta 3-4 ani, care și ea vrea să-și pierdă timpul, dar tu nu vrei să... Lași să facă foame de lemn, pula mea, tu o lași să facă foame lângă tine, că dai seama imediat dacă e profitoare sau nu. În prima întâlnire. Eu nu le... Bine, cu... dacă le duci la restaurant, e Bă, normal nu, să... acolo trebuie să nu știu să... Nu, e mai plătești, dar nu e ca pe o pierdere, gen, dacă te duci cu ea undeva și plătești cheltuielile și ăștia. Gen, nu trebuie să iei ca pe o pierdere. Mai să fiu băiat bun. Păi da. După aia o să dat, o fost dispărut, telefonul închis, gata. Serios? Da, s-o dat dispărute, știi? Nu mai, da. Bă, că eu mă gândeam la 2000 de lei sau ceva, gen. Păi au fost o copilă proastă, frate. Nu mi-aș merită, își merită drepturile, nu trebuie să-și permită lucrurile astea, vine să zică ia mea la fia mea, trebuie, nu? Ia mea la fia mea. Eu le zic că
În loc să le dau bani, Ce mi-o comi? alte chestii. Nu ne potrivea, că nu știu ce. Știi? Nu ne arătam bine așa, știi, deloc, pe stradă și... Thank you.